bolnav și lipsit de posibilități financiare. Moderatorul TV Doru Braiaș a anunțat amicii că a plecat din țară pentru a se stabili în Germania. Ani buni, realizator TV la Național TV și la OTV, Doru Braia, 67 de ani, se confruntă de ceva vreme cu mari probleme de sănătate, ajungând în scaunul cu rotile, mai nou accentuându-se și necazurile pe plan financiar. Drept urmare, Braia a luat zilele trecute o decizie radicală, informându-și amicii că a plecat din țară pentru a se stabili în Germania. Am plecat definitiv în cealaltă Românie, aceea cu peste 6 milioane de români. O Românie cu oameni senini. O Românie a hărniciei și a corectitudinii. O Românie autentic creștină și nu doar ritualistă. O Românie sinceră, cu suflete deschise și cu judecăți drepte de valoare. O Românie disciplinată și demnă. O Românie generoasă cu ea însăși și cu toți semenii ei. O Românie lăudată tot mai mult, pentru aportul ce aduce la prosperitatea societăților ce o găzduiesc. O Românie în care rușinea a fost de mult înlocuită cu respectul de sine. O Românie cu românii frumoși și cu dragoste de limbă, cultură și tradiții românești. Bine te-am regăsit, România mea, semnul exclamării punct, am lăsat în urmă o Românie căreia nu-i mai pot aparține. O Românie insalubră. O Românie a fățărniciei. O Românie a minciunii. O Românie a hoției endemice. O Românie, cu deja foarte puține excepții, a prostiei și a unei spoieli academice ipocrite. O Românie a șmecheriei josnice, o Românie roasă până la cangrenare de proprii ei cetățeni. O Românie a surogatelor conferite cu tot felul de titulaturi simandicoase, o Românie a răutății. O Românie a normalului normal, o Românie care mi-a furat și ultimul bănuț, o Românie de care am scăpat cu bucurie. Am încercat 30 de ani, cu putințele mele, să ajut la închegarea unei românii pentru toți românii, dar ea s-a încăpățânat să rămână numai pentru securiști, interlopi, oportuniști gata să vândă orice și pe oricine pentru efemera lor prosperitate, pentru proștii duși ușor de nas chiar și cu afișe șerpelite. Încercări eșuate, semnul exclamării punct, acum am obosit. Îmi mai sprijin firave speranță pe câte o personalitate ajunsă și ea într-o solitudine dezarmantă, dar nimic mai mult. Adio, România visurilor mele! Virgulă, a notat afectat Doru Braia.